Se fură orice în maramure și oricând. Banii, bijuteriile și electrocaznicele sunt lucruri ale căror dispariție nu mai miră pe nimeni. Dar când auzi că se fură animale de companie sau pomi, îți cam faci cruce. Ei bine, polițiștii orașului Ulmeni au fost solicitați să rezolve tocmai dispariția unor pomi fructiferi dintr-o livadă veche din Țicău. Ei au fost sesizați că au fost sustrași mai mulți pom fructiferi, patru persoane din localitate reclamând că furtul s-a comis în perioada decembrie 2018-ianuarie 2019, iar de pe terenurile pe care le posedă le-au dispărut 542 de pomi, de esență măr. Prejudiciul a fost estimat la valoarea de 55.000 de lei. Potrivit biroului de presă al Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, primele activități de investigare și documentare care au fost efectuate au relevat că bănuit de comiterea fapte este un băimărean în vârstă de 50 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.